Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Îndrăgostiți din interes episoadele 73-75. Rezumat, Ozan și Esra se prefac în fața celorlalți că au o căsnicie fericită, dar de fapt ei locuiesc în camere separate. Totuși, încă sunt foarte îndrăgostiți unul de altul, dar niciunul nu vrea să recunoască. La companie, lucrurile nu merg deloc bine. Pentru a scăpa de Cinar și de Kagla, Ozan și-a folosit toate economiile pentru a le cumpăra acțiunile. La un moment dat se ajunge până acolo încât nu poate plăti salariile angajaților. Pentru a ieși din această situație, Ozan încearcă să găsească noi investitori pentru a o necăji pe Menexe. Zumrut o cheamă pe soacra acesteia. Soacra lui Menexe este tot timpul nemulțumită și nu îi place nimic din ce face ea. Zumrut nu se oprește aici și o invită pe fosta logodnică a lui Yalcin. Menexe se supără și merge acasă la Esra, iar Zumrut o urmează. Esra și Ozan merg la un eveniment important, iar ele rămân acasă cu Atlas. Bineînțeles că ambele bunici încep să se certe din nou, fiindcă Zumrut insistă că Atlas seamănă doar cu Ozan, iar Menexe susține că copilul seamănă doar cu Esra. Mai târziu, ele observă că toate lucrurile lui Ozan sunt în camera de oaspeți. Esra se întoarce mai devreme acasă, iar ele îi cer o explicație. Esra le minte că Ozan a fost răcit și de aceea a trebuit să stea în altă cameră. La companie, Ruia face tot posibilul pentru a se apropia de Ozan. Singurul lucru pe care ea și-l dorește este să fie cu el și să o îndepărteze pe Esra din viața lui. Ruia organizează acel eveniment de la companie, ceea ce îi face pe Ozan și pe Esra să o aprecieze. Pentru a se apropia de Ozan, Ruia aranjează cu un prieten de-al ei să se prefacă că o agresează, apoi se preface că și-a luxat piciorul. Ozan o apără de acel tip și o conduce acasă. Următoarea seară, Ruia face un alt plan și merge la Esra acasă. Când Ozan deschide ușa, o vede pe Ruia într-o stare deplorabilă și toată plină de răni pe față. Când o întreabă ce s-a întâmplat cu ea, Ruia se preface că leșină, iar el o prinde în brațe, în versiunea originală a serialului. Acesta este episodul 29.